Astăzi începem o nouă lecție și o și terminăm, bineînțeles, despre vegetație și tipurile de sol. O lecție care are o strânsă legătură cu lecția legată de climă. Deci cine a învățat lecția climatică se va descurca de minune și la această lecție. Pentru prima dată vom începe din nord cu zona de tundră. Facem așa cu aproximație. Știți că aceste zone, și zonele climatice, dar și zonele de vegetație, se vor întrepătrunde. Zona de tundră corespunde tipului de climă subpolară. Da? Și bineînțeles, dacă ne aducem aminte că acel tip de climă avea două anotimpuri, unul de iarnă extrem de aspră și unul de vară cu temperaturi ușor pozitive, atunci evident că și tipul de vegetație va fi unul sărăcăcios, adaptat la aceste condiții de temperatură și la condițiile de precipitații foarte reduse. Da? Tundra. Solul din tundră, noi o să-l numim sol de tundră, bineînțeles, foarte neinspirat, sol de tundră, are o caracteristică interesantă pe care e bine să o rețineți, este un sol înghețat. Aici se petrece un fenomen numit pergelisol în limba română sau permafrost pentru vorbitorii de engleză. Acest sol este înghețat permanent în adâncime și doar partea superficială se va dezgheța în anotimpul de vară, transformându-se într-o mlaștină totală. Deci, acesta este un mediu nepotrivit pentru vegetație. De ce? Pentru că odată este mlaștină, odată este înghețat bocnă și atunci, evident, arborii nu se pot dezvolta aici, vegetația fiind una foarte pipernicită, foarte mică. Și o vom nota noi în această tundră vegetația reprezentată în special de mușchi și licheni. Și ca animale, evident, un animal drăguț și frumos prezent în poveștile noastre, care se hrănește cu acești mușchi și licheni, fără ca acestea să-i dăuneze sistemului digestiv, este foarte adaptat în a digera aceste plante imposibile, da? Renul lui Moș Crăciun. De altfel, și Rovaniemi, capitala lui Moș Crăciun, se află în Finlanda, dincolo de linia aceasta albastră. Acest animal a adaptat foarte bine în mod natural aici, a devenit și animal domestic pentru populația Sami, populația de Laponi, din Scandinavia, o populație nomadă. Bun, aceasta a fost zona de tundră. Din loc în loc vom întâlni și câte un arbore pitic, vreo mesteac în pitic, betula nana, pe care îi vedem și mlaștinile noastre din zona montană, din România. În imediată apropiere în zona a zonei de tundră se va desfășura o zonă forestieră pe nume pădurea de conifere. Noi o să-i zicem denumirea rusească, denumirea de taiga, taigaua rusă. Evident, în Scandinavia are o altă denumire, se numește Barskog. Dar elevii cunosc denumirea de taiga mai bine și de altfel în subiectele de bacalaureat nu am întâlnit niciodată termenul de Barskog, doar termenul de taiga, pădurea de conifere.
taiga. Și bineînțeles aici ce specii sunt prezente: pin, molid, brad, larice sau zadă. Da, cam acestea sunt speciile din taiga. Evident, bradul fiind cel mai slab întâlnit, da? În special molidișurile și laricea, zada este prezentă, larix sibirica. De ce? Că dintre aceste patru specii, bradul este un conifer termofil, să-i spunem așa, sau mezotermofil, așa că nu este adaptat totuși la temperaturile acestea extrem de scăzute. Ce sol se află în pădurea de conifere? Păi nu va fi un sol deosebit. Dacă ați fost vreodată într-o pădure de genul acesta, podzol, o să scriu aici podzol din clasa spodosoluri. Dacă ați fost într-o pădure de conifere, ați remarcat că stratul ierbaceu este foarte rar și este plin de ace de brad, spunem noi, uscate, totul este maro, așa, pe o pătură, o cuvertură, o litieră alcătuită din ace de brad. Ei, să știți că aceste ace de brad sunt acide, acidifiază solul, solul este acid și sărac în substanță nutritivă. Și dacă tăiem toată taigaua și vrem să punem porumb, să presupunem că ar crește porumbul la temperaturile astea în așa extreme, solul nu ar putea să susțină cultura respectivă, fiind un sol sărac, da? Deci podzol, o denumire din limba rusă care înseamnă sol sărac, sărac în substanță nutritivă. Bun, continuăm acum cu pădurea de amestec între pădurea de conifere și pădurea de foioase. Va fi o pădure de amestec, bineînțeles. Pe care o vom întâlni chiar și în partea nordică a arhipelagului britanic, în partea sudică a Scandinaviei, această pădure de amestec. Bun. În sudul Norvegiei, în sudul Suediei, în toate țările baltice, să știți că noi vorbim de vegetație naturală. Dacă o să mergem să ne plimbăm pe acolo, o să descoperim că au puține păduri și o să ziceți, mă, dar proful de geogra mi-a zis că erau păduri pe aici, s-a înșelat. Nu. Noi vorbim de vegetația care ar fi trebuit să existe, vegetația naturală, nu vegetația antropică, vegetația secundară creată de om, culturile agricole și așa mai departe. Da? Deci nu am greșit. Pădure de amestec, bun, și foioase și conifere, nu o să mai scriem aici ce fel de specii sunt. Solul este acel podzol de conifere, dar există și luvisoluri specifice pădurilor de foioase. Da? Bun. Această pădure de amestec nu o să apară niciodată în subiecte, da? Apare ceva extrem. O să-mi apară termenul de tundră, o să-mi apară termenul de taiga, da? Niciodată pădurea de amestec, poate o să-mi apară pădurea de foioase. N-a apărut până acum pentru că este ceva prea simplu, prea evident. Noi locuim într-un mediu din ăsta și cei de la bacalaureat tind să facă subiecte exotice. Bun, să colorăm acum și pădurea de foioase propriu-zisă. Pădurea de foioase pornește din nordul Spaniei până în sudul Franței, nordul Italiei, respectând așa o linie a Dunării, și lăsăm la o parte bărăganul nostru, pentru că acolo va fi altceva. Să colorăm toate aceste țări.
Am ales, observați, pentru aceste lecții niște hărți mute cu statele reprezentate aici, pentru că trebuie să ne obișnuim cu ideea că la bacalaureat avem doar o hartă cu statele, nu cu râuri, nu cu aceste zone de vegetație. Aceste zone de vegetație trebuie să le învățăm, să ni le imaginăm, da? Vom avea doar statele prezente acolo. Bun, aceasta am zis că este pădurea de foioase. În pădurea de foioase, cele mai răspândite specii sunt cele de fag, stejar și carpen. Carpen, bineînțeles, ulm, frasin și altele. Fagul este cel mai răspândit din Europa, de aceea spunem și pădure de fag în principal, și în partea rusă este pădurea de stejar, pentru că stejarul este mai adaptat la uscăciune, la temperaturi mai ridicate. Așa, iar solurile de aici pot fi luvisoluri, argiluvisoluri, da? Cambisoluri, cambiare din limba italiană, cele care își schimbă culoarea. În general, noi le spunem soluri brune, soluri brune de pădure. Așa, ca ceva aparte și care poate să apară la bacalaureat, uite, o să luăm o altă culoare și o să punem punctual pe țărmul francez, în peninsula Bretagne, în zona golfului Biscaya, apoi pe țărmul britanic, pe țărmul irlandez, or să apară niște vegetații, care un alt tip de vegetație numit lande. Lande. Aceste lande sunt caracterizate prin prezența unor specii adaptate la vânturile de vest, la masele de aer oceanice foarte umede, niște specii de plante ierbacee în principal și foarte puțin arbustive și subarbustive. Bineînțeles că ele în prezent nu mai se regăsesc în peisaj, deoarece sunt zone agricole sau au fost transformate în zone de păduri costiere, dar uite că la bacalaureat apar aceste lande, iar solurile de aici sunt un pic mai deosebite, sunt soluri nisipoase și pentru cei care vor să vadă cea mai mare dună de nisip din Europa, va trebui să mergeți în golful Arcachon, în apropiere de Bordeaux, și veți vedea acolo faimoasa dună a lui Pila, la Dune du Pila, impresionantă. Da? Și atunci vom realiza în momentul respectiv că într-adevăr aici sunt soluri nisipoase. Sub toate plantațiile respective sunt nisipuri. Bun, am lăsat, vedeți, estul Europei necolorat, o să luăm culoarea galbenă, îmi place mie foarte mult, și o să facem zona de stepă, așa, și lăsăm o porticică din Kazahstanul ăsta necolorat, ca să punem o surpriză acolo, da, zona de stepă este corelată cu acea lipsă de precipitații la nivelul temperat, da? Observăm landele și pădurea de foioase în zona foarte ploioasă, apoi foioase adaptate la o cantitate medie de precipitații, iar în momentul în care aceste precipitații se reduc foarte mult, ia naștere o altă asociație vegetală numită stepa, care este dominată de ierburi din clasa graminelor, da? O mulțime de ierburi, festucarubra, grostis tenuis,
stipa și altele. Voi nu va trebui să dați exemple din astea chiar așa de amănunțite, dar e bine să știm că sunt ierburi din clasa gramineelor, iar solul dezvoltat sub aceste ierburi este cel mai fertil sol din spațiul european, sol cernoziom. Eu o să scriu aici și sol negru de stepă. E de preferat ca voi să spuneți cernoziom. Profesorii se așteaptă la termen de specialitate. Cernoziom, termen tot rusesc, cernui înseamnă negru, da? Ziom vine de la pământ, pământ negru. Este cel mai fertil, tocmai de aceea la întrebările de genul de ce Ucraina, Moldova și România au potențial agricol, da? Există o întrebare de genul ăsta, o să ziceți pentru că au suprafețe mari acoperite de cernoziom, de solul negru de stepă, care este foarte fertil. Bun, și acum am lăsat partea sudică în discuție spre final, pentru că este mai interesantă și trebuie să mai adăugăm câte ceva la ea. O să colorăm așa un pic cât putem de mult din peninsula iberică, peninsula italică, peninsula balcanică. Observăm că n-am colorat România, am colorat până la Dunăre, da? O să colorez și Turcia, deși nu intra în discuție, hai să nu o colorăm că voi induc în eroare prea tare. Așa, bun. Deci, aceasta este vegetația mediteraneană. O să scriem aici vegetație mediteraneană. Bun, vegetația mediteraneană. Iar la bacalaureat or să apară niște denumiri ciudate pe care trebuie să le localizăm în anumite țări de asociații vegetale mediteraneene pe care noi trebuie să le tocim. Da? În Balcanii noștri apare șibleacul. Șibleac. O să scriem mai mic ca să ne încapă. Șibleac. Deci în țările balcanice. În partea sudică balcanică, în Grecia, frigana. O să vă explic imediat ce e și cu aceste denumiri ciudate pe care trebuie să le tocim. În Italia și Franța, machis. Deci în Italia și Franța apare machisul. În Spania este gariga. Gariga. În sudul Italiei și insule, tomilare. Tomilare. Bun. Deci acestea sunt niște asociații vegetale mediteraneene secundare. Care a fost vegetația primară? O să pun aici vegetația primară. Era alcătuită din specii de conifere maritime. Da, coniferele maritime erau făceau parte din această asociație vegetală normală și sună aici pinul maritim, cedrul de Liban și pinul de Alep. Alep și Liban. Libanul este o țară aflată aici în zona Levantului și Alepul este un oraș mare din Siria, deci exact în zona asta, specifice zonei mediteraneene. Aceste specii de arbori au dispărut pentru că civilizațiile antice romane și grecești au defrișat intens. Știți că erau de pornind de la fenicienii din spațiul ăsta până la greci și la romani, erau niște civilizații preponderent maritime până să dezvolte romanii acele drumuri Via Apia
și altele foarte fiabile, foarte rezistente, care au rezistat până în zilele noastre, totul se făcea, tot comerțul, tot transportul se făcea cu acest mijloc de transport, cu barca, da? Cu trirema, cu galera, cu altele. Bun. Dacă a dispărut această vegetație, ea a fost înlocuită de niște buruieni, așa le spun eu. De fapt, asta înseamnă asociație vegetală secundară și Bleac, Frigana, Tomilare, Machis și Garigas, niște buruieni, un conglomerat de buruieni. Adică, ce fel de buruieni putem întâlni pe aici? Păi, rozmarin, laur, dafin, levănțică, lavandă, etc. Deci observăm că o grămadă de plante pe care noi le cunoaștem, le utilizăm în special în domeniul cosmetic sau în domeniul alimentar, ele de fapt sunt niște plante naturale apărute ca o formă de buruiană. Păcat că buruienile din România nu sunt așa de faine ca în zona mediteraneană. Acum, revenind la Șibleag, la Machis, Gariga, voi trebuie să știți în ce țări se găsesc, pentru că apar întrebările la bacalaureat, foarte simple de altfel. În care dintre cele patru țări hașurate, colorate pe hartă și numerotate cu numere sau cu litere marcate pe hartă, se întâlnește Machisul și nu poate fi decât în Italia sau în Franța. Da? Nu o să ne dea niciodată să mă întrebe de Frigana și să-mi pună Grecia și Albania. Adică țări atât de apropiate, niciodată, pentru că trebuie să fie ceva fără dubiu, o Norvegie și o Grecie, ca să pot să fiu sigur pe răspuns. Așa fie vorba între noi, plante de șibleac există și în România. Moșdreanul, cărpinița au trecut și în spațiul românesc. Cu siguranță că Machisul s-a extins mai departe. Nu o să-l găsim în Elveția, că este zonă montană înaltă, dar sigur există în Catalunia, în insulele Baleare și așa mai departe. Da? Bun. Acum să știți că n-am terminat toată treaba, trebuie să mai punem solul și după aia să punem și alte lucruri pe harta noastră, lucrurile, chichițele mici care fac diferența la bacalaureat între notele voastre. Solul din zona mediteraneană este terra rossa. Terra rossa, solul roșu din clasa lateritelor, e bine să reținem terra rossa pentru că îl întâlnim și în România. Așa, și acum vreau să mai punem pe harta noastră și alte zone de stepă, să le colorăm așa. De exemplu, o stepă aparte întâlnită în Ungaria numită Pusta Maghiară. Și termenul acesta de pustă apare la bacalaureat, a fost foarte frecvent utilizat, pusta. Nu-i mai scriem și maghiară, că știm că este în Ungaria, pusta, și e cu galben, deci știm că este zonă de stepă. Și tot o stepă aridă în centrul, în centrul Spaniei, pentru că noi știm de la relief că Spania este înconjurată de munți, de Sierrele, Serra de Estrela portugheză și apoi ceilalți munți spanioli la nord, Pirinei, Iberici, Cantabrici și Cordiliera Betică în sud, care ce fac? Închid perimetrul ăsta, noi o să-i zicem meseta, da? După denumirea podișului spaniol, meseta este o zonă semiaridă unde spaniolii practică o agricultură intensivă, dar cu ajutorul irigațiilor, o agricultură de tip huertas. Bun, și bineînțeles că mai trebuie să adăugăm ceva, o să punem și semideșertul, pentru că avem și un alt mediu biogeografic aici, da, în zona, în câmpia precaspică, da, predomină și această
aici un amestec cu zona de stepă, este zona semi-aridă, deci semi-deșertul, semi-deșert. Semi-deșertul are și el solul lui, o să punem în paranteză psamosol, psamosol, adică solul nisipos, specific zonelor semi-aride și aride, adică cu alte cuvinte, în unele părți nu este sol deloc, este nisipul aflat la zi, neacoperit de strat de humus, dar în mici văi, în mici rigole unde s-au adunat anumite mâluri la precipitații și unde vegetația s-a putut dezvolta, s-a creat acest sol, e un sol incipient, un sol care urmează să se formeze. Și o să mai punem niște soluri interesante pe care le întâlnim și în România, soloneț și solonceac. Solonceac. Acestea sunt niște soluri dominate de săruri, pentru că în zona aceasta, fiind atât de cald, devine ca un burete, absoarbe apa din substrat, din pânza freatică, aceasta urcă prin capilaritate împotriva gravitației, da, antigravitațional, urcă spre suprafață, încărcată de toate sărurile minerale pe care le întâlnește în sol, da, de la adâncimea respectivă. Bun, ajungând la suprafață, se evaporă, iar sărurile rămân ca o crustă pe această scoarță terestră semideșertică. Noi îi spunem soloneț și solonceac. Da? Acum, încă ceva și am încheiat filmulețul nostru de astăzi, pentru că deja este foarte, foarte lung. Da? N-am mai spus despre zonele muntoase. O să facem așa. Ne aducem aminte de munții Pirinei, apoi de Alpi. Bineînțeles că eu nu fac chiar corect pe aici, dar nu vreau să stric scrisul, da? Alpii se întind în toată Elveția, jumătate de Austrie și în Germania, dar să nu acoperim scrisul de acolo. Și să facem și Carpații noștri dragi. Și bineînțeles și Caucazul, o parte din ei sunt și europeni. Așa. Această zonă montană prezintă vegetații aparte și nu o să le colorăm, doar explic pentru că este simplu. Pe vârfurile cele mai înalte, 4.000 de metri, 5.000 de metri, 3.000 de metri și chiar la noi, la peste 2.000 de metri, da, întâlnim sol de tundră alpină, mușchi și licheni, ierburi pitice, da? Deci o vegetație alpină asemănătoare tundrei. Apoi, la altitudini mai joase, o să fac o schemă pentru România. La altitudini mai joase apare pădurea de conifere și apoi pădure de amestec și pădurea de foioase. Deci, practic, zona montană este o zonă etajată de vegetație, unde vom avea, aici sunt dispuse latitudinal, zonele de vegetație, în munți vor fi etaje de vegetație, dar sunt la fel ca cele din Europa. Bun. Lecția noastră este aproape terminată. Da? Mai fac încă o dată mențiunea, învățăm prima dată clima. Asta este motivul pentru care am realizat această serie de episoade, să le luăm la rând. Clima este esențială pentru multe lucruri pe care urmează să le studiem. Dacă învățăm clima, înțelegem vegetația, înțelegem solurile. Apoi trecem mai departe, o să înțelegem agricultura, o să înțelegem distribuția populației, densitatea populației și așa mai departe. Da? Deci, vă rog să respectați
ordinea. Ați văzut că și la școală profesorii tot așa vă predau. Nu, programa școlară nu e făcută de florile mărului, ci este făcută ca elevul să învețe pas cu pas și să facă aceste corelații. Geografia nu este o filozofie, geografia nu trebuie tocită, geografia trebuie înțeleasă. Până data viitoare, spor la treabă!